Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky spune că furnizarea de drone iraniene către Rusia face parte dintr-o internațională teroristă. În discursul său nocturn, Zelensky a anunțat că 30 de drone iraniene au fost doborâte de sistemele ucrainene de apărare antiaeriană. Сьогодні ранок в кількох регіонах і містах нашої держави був, на жаль, зіпсований характерним звуком іранських шахедів. Але більшість з них, на щастя, не долетіли до призначених цілей, і це зробило сьогоднішній наш ранок трохи кращим. 30 шахедів збито – непоганий результат. Я дякую за цей результат і за захист українського неба усім нашим зенітникам, льотчикам, мобільним вогневим групам. În aceste condiții, premierul britanic Rishi Sunak s-a angajat să sprijine și anul viitor Ucraina în cadrul unei reuniuni la Riga. Sunak i-a îndemnat pe aliații europeni să-și păstreze sprijinul față de țara devastată de război, subliniind că securitatea Ucrainei este și securitatea noastră. And for me, I think there are three priorities for us to consider as we think about next year. I think the first is ensuring that we deliver more military aid and that that military aid evolves to meet the situation that we're now facing. And that means more air defense systems, it means artillery, it means armored vehicles. For our part in the United Kingdom, we've pledged to match or exceed the £2.3 billion in aid that we provided this year, next year. And I would very much hope and encourage others around the table to do whatever they can to continue the strong support.